rację. Miał rację. Dacă domnului Stoica îi se cuvin felicitările noastre pentru realizarea acestui volum și a dialogului artelor pe care îl trăim în acest moment, cred că luminile despre care mai mult sau mai puțin ne dăm seama sunt prezențele dumneavoastră aici. Și mai ales prezența în mijlocul nostru a tinereții. Pentru că tinerețea este cea care va duce mai departe toate aceste strădanii. Dacă poate. Dacă poate. Și indiferent de bruiajele care vor apărea în calea dumneavoastră. Din, cum să spun, conținutul acestui volum, am încercat să rețin ceva și pentru că tot se apropie vremea alegerilor, să ținem cont de mesajul autorului când spune sub această titulatură pentru vot, am înțeles democrația. Voi să aveți prosperitate, noi, cei rămași cu inerția, vom folosi adverbul poate. Dar dincolo de această chichiță, să-i spunem, să nu uităm că tot vorbea domnul Florentin Popescu de versuri care să rămână. Și să ascultăm, când frumusețea se roagă, dorul devine sărbătoare. Și nu în ultimul rând, zidurile știu ce sunt când lumina întreabă dorul. Vă mulțumesc!